Bună ziua! Am cerut să avem această întâlnire. De fapt, am anunțat la ultima întâlnire că ne vom revedea. Și foarte bine că există o îngrijorare în spațiu public care se accentuează în ceea ce privește prețurile la energie, în special pentru că vine sezon de iarnă, plata facturilor. Și atunci trebuie să venim cu soluții. Bineînțeles că soluția asupra prețurilor nu poate să vină de la premier, trebuie să găsim soluția împreună. Vă spun din capul locului că nu vom interveni pentru a plafona prețurile, asta ca să fie foarte clar. La ultima noastră întâlnire am înțeles problema majoră cu care ne confruntăm acum, creșterea prețurilor peste tot în Uniunea Europeană. În același timp am înțeles problema noastră, aceea că trebuie să și importăm energie și nu producem exact cât avem nevoie. Să știți că de la discuția noastră m-am tot gândit și eu sunt gata să mi-asum acest obiectiv, împreună cu dumneavoastră, dar mi-asum acest obiectiv, că este clar că avem nevoie de o independență energetică a României. Asta am înțeles eu din ceea ce s-a întâmplat în această perioadă. O creștere a consumului, a trebuit să creștem importul și suntem dependenți de prețul energiei în Europa. Știu, am văzut că în Spania, de exemplu, s-au triplat prețurile, dar noi avem resursele pentru a avea independența energetică a României, pentru a face această independență energetică. Și atunci trebuie să creștem capacitatea de producție, avem câteva programe la care lucrăm deja, dar este important pentru această guvernare și mi-asum acest obiectiv de a atinge independența energetică a României. Bineînțeles că acesta este un obiectiv pe termen mediu și aici implică mai multe acte normative la care deja lucrăm și în Parlamentul României, dar trebuie să rezolvăm problema pe termen scurt, acum pentru iarnă. Și de aceea ne-am întâlnit iarăși astăzi aici, pentru a definitiva soluție pe care deja l-am anunțat în spațiul public. Primul rând, știți foarte bine, este vorba de, clar, o soluție aceea pe care am propus-o și trebuie să vedem cum detaliile, de a compensa o parte din factură pentru consum în această iarnă. Deci această soluție trebuie să-i găsim forma finală cât mai repede. Repet, în primul rând, trebuie să le explicăm oamenilor de ce au crescut prețurile la energie și, iarăși, un paradox, suntem în România, unde producția energetică este majoritate făcută de companii de stat. Deci companii de stat, oameni numiți în funcții politic și totuși oamenii trebuie să înțeleagă că prețul la factură făcut de companii de stat a crescut. Deci trebuie să explic oamenilor de ce a crescut prețul acesta. Eu nu aș vrea să se întâmple și am spus la începutul anului despre reforma companiilor de stat, pentru că această reformă a avut ca obiectiv eliminarea ineficiențelor. Eu când am vorbit de reforma companiilor de stat, am fost foarte clar, ineficiențele nu vreau să fie transferate asupra consumatorului. Nu vreau să descoperim că o parte din creșterea facturii, și de aceea am chemat și ANPC-ul astăzi aici, o parte din creșterea facturii la consumatorul final se datorează din transferul unor ineficiențe ale companiilor de stat către consumatorul final. Dacă așa ceva se întâmplă și găsim așa ceva, vom lua cele mai dure măsuri. Acesta este mesajul meu foarte clar. Nu vreau ca nimeni dintre companii, nicio companie să profite de această situație, să-și umfle profiturile de o situație conjuncturală. De aceea este astăzi și ANPC aici pentru a ne asigura acest lucru. Dar trebuie să facem detaliile pentru, și am chemat și pe doamna ministru al Muncii, avem și doamna ministru al Energiei, pentru a vedea cum definitivăm soluția pentru iarnă în ceea ce privește facturile și cum compensăm. În același timp, avem legea consumatorului vulnerabil. Și aici, iarăși, trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Este o lege de prin 2012 care a tot fost împinsă și niciun guvern până la acest guvern nu a avut curajul să-și asume această lege. Astăzi am văzut că sunt tot fel de curajoși care apar în spațiu public din toate partidele politice cu soluții. Această lege este din 2012 pregătită și nu a fost până în acest moment luată în calcul.
În primăvară am pus această, am adoptat această lege, venită, bineînțeles, Ministerul Muncii a propus-o în guvern și am aprobat această lege, Ministerul Energiei, și asta în Parlament din primăvară. Toată vara am discutat despre prețurile la energie. Nimeni din Parlament, niciun președinte de Camera Deputaților, Camera sau Senat, nimeni, niciun lider politic, nu a venit să spună că face sesiune extraordinară pentru a adopta mai rapid această lege. A venit tot eu, a trebuit să vin tot, deși după noi am adoptat-o, a trebuit să vină tot eu să vin să spun că vom trimite amendamente la Ministerul Muncii și la Ministerul Energiei pentru a completa legea și să o adoptăm mai devreme. Deci este foarte multă discuție în spațiu public, dar nimeni nu vrea atunci și atunci, bineînțeles, ne asumăm noi acest lucru. Și pe mine mă interesează, după aceste discuții, să ne asigurăm că nu se transferă vreo ineficiență, vreo problemă către consumatorul final și cine profită de această situație va suporta consecințele și în același timp, și nu este ultima asta întâlnire, va trebui să venim cu un plan prin care să asigurăm pe termen mediu, aceea este domnul ministru energiei aici, sunt câteva soluții, pe termen mediu independența energetică a României. Nu vreau ca pe viitor, pentru că nu o să fie singurul episod acesta, asta învățăm în istoria economică, să mai avem astfel de situații când avem atâtea resurse. Avem și resurse de gaz natural, avem și resurse, putem, deja avem acel memorandum cu Statele Unite pentru energie nucleară, deci avem probleme cum să vedem cum le facem, să le facem mai repede ca să nu mai ajungem în această situație. Eu vă mulțumesc, acum aș vrea să începem să discutăm exact, concret, pe soluții și aș vrea să dau cuvântul în primul rând doamnei Mini.